Nemții și-au respectat blazonul și merg în optim de pe primul loc din grupă și vor întâlni Anglia lui Capello. Mesut Ozil a ratat o ocazie imensă în prima repriză, când nu a putut să-l învingă pe goalkeeperul ganez Kingson din poziție ideală. Stelele negre au replicat imediat, dar Lam a respins de pe linia porții reluarea lui Gyan. Africanii au trecut pe lângă deschiderea scorului și în startul reprizei secunde, dar Neuer a scos formidabil șutul lui Asamoah. Lovitura decisivă a venit până la urmă tot de la Ozil, care a marcat un gol superb în minutul 60. Înfrângerea la limită le-a asigurat ganezilor calificarea în prima fază eliminatorie, unde vor întâlni Statele Unite ale Americii. Marea dezamăgire a grupei este Serbia, echipa care ne-a umilit în calificare a luat bătaie de la Australia, scor 1-2 și a terminat pe 4. Cahill și Holman au marcat golurile cangurilor, iar Pantelić a punctat pentru echipa lui Radomir Antić.